Odată accepta softul de unitățile de învățământ cu un singur click, părinții pot fi la curent cu situația școlară a copiilor lor, fără a mai fi necesară deplasarea la unitatea de învățământ. Fiecare părinte va avea acces doar la informațiile referitoare la propriul copil, aceste informații fiind confidențiale. În prezent, sistemul a fost deja introdus în mai multe licee și școli din București, Arad și Iași. Probabil în curând și dâmbovițenii vor avea parte de această metodă de verificare a situației școlare a copilului. Însă sunt foarte mulți bani la mijloc, aproximativ 40.000-50.000 de euro pentru fiecare școală. La mine e o inițiativă mai veche. S-a discutat așa anul trecut. Acum sunt diferite modalități de implementare. De la simpla transmiterea situației școlare prin e-mail sau prin SMS până la întreținerea unei aplicații informatice care să gestioneze toate aceste rezultate școlare. După părerea mea, metodele mai simple ar fi de dorit de a fi folosite, pentru că utilizarea unui soft specializat implică niște costuri, atât pentru softul respectiv, cât și pentru cel care ar opera cu el. Și atunci, inițiativa e benefică pentru a întări, să zic, comunicarea între școală și părinți. Credeți că va fi introdus și în Dâmbovița? Este posibil, deci, însă la un nivel simplificat, v-am spus, o evidență a rezultatelor la învățătură și transmiterea lor alături de absențe, pentru că pentru partea de absențe noi avem o mare preocupare anul acesta, transmiterea lor, de exemplu, prin SMS, prin e-mail, acolo unde părinții s-au furnizat o adresă de mail validă și dirigintele poate să lucreze. De asemenea, există și secțiunea informații absențe, părintele putând verifica la ce materii a chiulit copilul său.